Nu e normal să discutăm punând carul înaintea boilor. Trebuie să se facă o analiză și apoi vom putea discuta despre soluție. Eu zic să avem deplină încredere în Consiliul Superior al Magistraturii. Să nu uităm că este garantul independenței justiției. Nu poate ști cineva, altcineva mai bine decât Consiliul Superior al Magistraturii cum să stabilească un adevăr și cum să apere justiția, o justiție independentă. Dar dumneavoastră, în calitate de procuror general, sunteți mulțumit de activitatea conducerii DNA? Da, vă mulțumesc. De, în special. De activitatea conducerii sunt mulțumit în mod special.